Un sondaj făcut în rândul vulcănenilor la începutul lunii septembrie a desemnat candidatul Partidului Național Liberal pentru postul de primar al municipiului Vulcan la alegerile locale de anul viitor. Actual consilier local, Dănuț Anghel, liberal cu ștate vechi în partid, s-a declarat surprins, însă totodată responsabilizat de opțiunea vulcănenilor. Am fost ales în primul rând președintele PNL Vulcan, interimar numit și numit candidat pentru primăria Vulcan. O surpriză, să zicem, chiar și pentru mine. Aceasta s-a decis în urma unui sondaj făcut la nivelul orașului municipiului Vulcan. Sper ca oamenii să fie alături de mine, să mă susțină. Va fi o luptă grea, într-adevăr, nu este deloc ușor și tocmai de aceea trebuie multă muncă, trebuie multă ambiție, hotărâre, devotament. Sunt primele alegeri locale în care liberalii pleacă cu aceleași șanse de pe aceeași poziție pentru funcția de edil șef al municipiului. Astfel, lupta pentru fotoliul de primar al municipiului Vulcan se anunță a fi deloc de neglijat. Vulcanul se pregătește de o schimbare din punct de vedere politic și administrativ, dar cred că mai important este pulsul pe care am reușit să-l luăm direct de la oameni în pre-campania electorală pentru președinte și în campania din mai, când am văzut că există mult nemulțumiri în privința activității primarului și a administrației locale din municipiul Vulcan. Colegul nostru, Dănuț Anghel, consilier local, e o persoană foarte cunoscută în Vulcan și cu o determinare care mie, sincer, îmi inspiră încredere că va reuși să coaguleze în jurul lui o echipă și în vară să dea pentru prima dată în Vulcan un primar liberal de care vulcănenii au nevoie. De ce? Pentru că are, așa cum spuneam, determinare, atitudine și competențele necesare pentru ca Vulcanul să intre din nou în acel ritm de dezvoltare care se pare că în ultima perioadă a lipsit. Alegerile locale în România vor avea loc în vara anului viitor. Deocamdată, partidele politice își fac calcule și prezintă alegătorilor variante de candidați, urmând ca în final să aleagă cea mai bună opțiune.